Un bărbat a fugit din spital, nu a anunțat pe nimeni unde pleacă, iar acum este căutat de oamenii legii. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării bărbatului în vârstă de 45 de ani dispărut din municipiul Timișoara. În data de 20 martie, Sadoveac Cosmin Viorel ar fi plecat fără acordul medicilor de la un spital din Timișoara, iar până în prezent nu a mai revenit la domiciliul său din localitatea Becichere cu Mic. Bărbatul are 1,75 metri, 70 de kilograme, păr ondulat castaniu și ochi căprui. Ultima oară când a fost văzut purta o bluză, pantaloni și adidași albaștri. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.